Începutul de primăvară vine cu o poveste minunată a unui tânăr din județul Mehedinți, Ionuț Rădoi, care a reușit prin multă muncă și sacrificiu să pună pe picioare o fermă impresionantă de care are grijă împreună cu familia sa. Organizația TSD Mehedinți, condusă de președintele TSD Mehedinți Alexandru Cojocaru, alături de deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă, susținuți de președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu, au demarat o acțiune de suflet Cumpără Românește, prin care aceștia doresc promovarea a tinerilor producători locali din județul nostru. Ionuț Rădoi, tânărul mehedințean din comuna Prunișor, este un exemplu al faptului că se poate să realizezi lucruri impresionante prin multă muncă și implicare și în țara noastră. După 2 ani și jumătate în care a fost plecat în străinătate, acesta a decis să se reîntoarcă pe meleagurile natale, să pună bazele unei afaceri, iar în acest fel a reușit să ajungă la un număr de 1000 de animale. Mă numesc Rădoi Ionuț Alexandru, am 30 de ani, e o activitate care o practic de mic copil și mi-a plăcut ceea ce fac. E ceva frumos care, dacă îți place și faci din drag. Ce animale crește aici? Oi, capre și vaci. De la ce număr de oi ai început? Cum ai început această creștere? De la părinți. Să înțeleg că este o moștenire de familie. Da, da, au avut părinți, eu am crescut cu ei la școală, m-am dus la școală. Am terminat liceul. După ce am terminat, am plecat un pic în străinătate, nu mi-a plăcut și m-am întors acasă. Și preferi această activitate? Da, da, da. Ai o fermă frumoasă? E o fermă frumoasă care se întreține cu costuri, și bine și rău, și spus într-un cuvânt. În rest, toate vin de la sine. Vinde și produse de la Vindem, animale? Da, da, da. Ce anume? Prânză, lapte, mielul vândem. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a fost prezent alături de TSD Mehedinți la această acțiune și, ca de fiecare dată, a subliniat faptul că Partidul Social Democrat susține producătorii locali. Mă bucur că sunt alături astăzi de echipa de tineret a Partidului Social Democrat Mehedinți. Astăzi suntem acasă la Ionuț, la o fermă foarte mare de oi și de capre. Am înțeles la dumnealui că avem peste 1000 de capete mature de oi și capre, ceea ce înseamnă, zic eu, un lucru foarte bun și multă muncă. Îl felicit în primul rând pentru că a renunțat la munca din Franța pentru a veni pe ale natale pentru a dezvolta o afacere tradițională și mehedințeană. Mă bucur că există astfel de tineri în județul nostru, fiindcă duc tradiția mai departe și, așa cum știm, produce lucruri românești, mehedințene și naturale. Mă bucur că putem achiziționa de la dumnealui și invit pe toți cetățenii județului acesta și nu numai să cumpere lucruri naturale făcute în propria fermă aici la Prunișor. Președintele Tineretului Social-Democrat din Mehedinți, Alexandru Cojocaru, alături de echipa sa, au ales să demareze acțiunea TSD Mehedinți Cumpără Românește în comuna Prunișor, acolo unde tânărul Ionuț Rădoi își desfășoară activitatea. Tinerii social-democrați își doresc cu ardoare să promoveze tot mai mult producătorii locali, astfel că acest gen de acțiuni vor deveni o tradiție pentru această organizație. Astăzi, odată cu venirea primăverii, de 1 martie, mă bucură faptul că am reușit să demarăm campania TSD Mehedinți Cumpără Românește, o campanie care va avea ca și scop susținerea tinerilor producători locali din județul nostru. Astăzi am venit în comuna Prunișor, unde ne bucură faptul că am găsit un tânăr extraordinar, pe Ionuț, care după aceea a muncit 2 ani și jumătate în Franța, a decis să se întoarcă în satul lui natal și să-și deschidă o afacere care acum a devenit un real succes. Are peste 1000 de capete de animale, muncește foarte mult, însă și ceea ce a reușit să facă este un lucru extraordinar, pentru care merită felicitat și merită susținut. Noi o să încercăm în perioada următoare să sprijinim cât mai mult tinerii care își doresc să rămână acasă, în județul nostru, să-și întemeieze o afacere și să realizeze lucruri mărețe, așa cum s-a întâmplat cu Ionuț la Prunișor. Astăzi am venit împreună cu colegii mei de la Tinerești, cu domnul deputat Alin Chirilă, să susține și noi atât cât putem prin cumpărarea unor produse făcute de el și ne bucură faptul că am găsit aici un om extraordinar, am găsit aici o fermă care a început de jos și a reușit acum, așa cum ai zis și înainte, să aibă un număr foarte mare de animale, ceea ce pentru noi este o mare bucurie că în județul nostru există tineri care sunt implicați și care au reușit să realizeze lucruri foarte importante. Campania aceasta va continua în
permanență, pentru că tinerii socialdemocrați își doresc să promoveze tinerii din județul Mehedinți care au reușit să realizeze lucruri importante sau care își doresc să creeze afaceri de succes, așa cum este aceasta de aici. Mulțumim pentru sprijin domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru că ne susține în demararea acestor acțiuni de promovare a locuitorilor din județul nostru și a afacerilor de succes. Ferma lui Ionuț Rădoi s-a dezvoltat pas cu pas, ajungând astfel la un număr impresionant de animale. Tinerii socialdemocrații nu au plecat însă cu mâna goală, cumpărând brânză naturală 100% de oaie, gustoasă și proaspătă. Asta, bineînțeles, după ce au degustat-o într-un ambient natural și frumos, chiar în ferma familiei Rădoi. Doamne ajută! Să-ți cu noroc, să știi că eu sunt un om foarte norocos. De mine Dumnezeu a vorbit și eu când dau cu tot sufletul dat aici. Și eu sunt ăla de-a. Ne bucură faptul că tinerii socialdemocrați își doresc să promoveze tinerii producători locali, iar povestea lui Ionuț este una extraordinară, care merită susținută și transmisă mai departe. Campania TSD Mehedinți Cumpără Românește este o inițiativă de lăudat, pentru ca produsele autohtone, sănătoase și gustoase să nu fie uitate.